Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem o situație nouă în relația dintre Uniunea Europeană și Rusia. Putin a anunțat ieri că gazele rusești vor trebui plătite de acum de către țările neprietenoase în ruble, la un curs stabilit de Banca Centrală a Moscovei. Deci cursul acesta e acum la fel de real ca și cursul leu-dolar de pe vremea lui Ceaușescu. Ei se și laudă că s-a apreciat, practic, dar nu poți tranzacționa liber acolo. Da. La oficial, pe vremea lui Ceașcă, dolarul era 4 lei. 4 lei și chiar 30 de bani în zilele proaste, la oficial. Dar nu puteai să-l cumperi de nicăieri, evident, și dacă îl dețineai era ilegal. La negru, unde era cursul adevărat, dolarul se vindea cu 12-20 de lei. Adică asta era plaja de variație în funcție de ce studenți arabi cunoșteai. Știi? Dacă aveai pe cineva, un prieten, student arab la medicină, puteai să iei și mai mic. Dar crezi că cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă mai are niște ruble la el acum? Cine, domnul Iliescu? Da. Dar revenind, liderii europeni au respins solicitarea Moscovei, dar șantajul are o anumită greutate. Decenii la rândul Uniunea Europeană s-a străduit să integreze cumva economic Federația Rusă, sperând că banii europeni vor civiliza și democratiza Rusia și vor îmblânzi reflexele revanșarde ale Kremlinului. Asta a fost politica germană. Hai să ne integrăm economic, în felul ăsta îi civilizăm. Și o să fie și ei europeni. Băi, iată însă că nu. Iar acum Uniunea Europeană va plăti prețul dependenței de gazul rusesc, adică o să fie usturătoare desprinderea, de o dependență pe care singură și-a construit-o cu multă încăpățânare, în ciuda tuturor avertismentelor venite mai ales din Est, de la țările Baltice, Polonia și de pe aici. Deși aici încă mai sunt unele ezitări, oamenii știu ce înseamnă ruși. Ce e de făcut și ce urmează și cum vom fi noi, românii, afectați de șantajul rusesc? La telefon este Mihai Nicuț, redactor șef economica.net. Bună dimineața, Mihai! Bună dimineața! Cum stăm noi cu importurile de gaz rusesc? De fapt, nu, stai să te întreb altfel. Că Putin a anunțat că începând de azi, dacă cine nu plătește în ruble, papa, e vreo schimbare, ceva pe piață? Nu e nicio problemă, curge gazul liniștit, chiar în această dimineață m-am uitat, nu la noi, evident și la noi curg importurile de gaz, dar noi suntem mici pentru că mai avem gaze și avem și un consum mai limitat, dar m-am uitat la punctul de intrare, principalul punct de intrare al gazelor rusești în Europa, cel cu conducta Nord Stream 1, care ajunge în Germania, fluxurile sunt neschimbate, deci gazul curge. Acum hai să lămurim puțin treaba cu rubla, pentru că se leagă exact de ce spuneai tu cu cursul leu-dolar și cu studentul arab. Da. Este clar că toți consumatorii de gaze din vest, consumatorii de gaze rusești, nu pot da buzna pe lume acum să cumpere ruble, să-și umpere buzunarele cu rublele și să se ducă să-i deverse lui Putin. Da? Nu ai cum, nu găsești rublele astea. Trebuie să le cumperi de la Banca Moscovită și, mă rog, de la Banca Centrală a Rusiei și acolo cursul este stabilit, nu, adică nu se mai tranzacționează liber. Exact. Deci se întâmplă în felul următor. Te duci la Gazprom Bank, tu care ești client mare de gaze, deschizi un cont și mai deschizi un cont. Deschizi un cont de ruble și un cont de euro, dolar, cu ce vrei tu. Tu nu plătești în ruble, tu plătești în continuare, faci plățile acolo în dolari sau în euro, după care, în urma unei, se zice, licitații pe piața interbancară rusească, automat dolarii și euro ai tăi se schimbă în ruble și se transferă în contul de ruble și se plătește gazul. Atenție, și contul de ruble este tot contul tău. Acum, de ce e ca la, e cum se întâmpla la jumătatea decenului trecut cu creditele românilor de casă în ieni, da? Deci nu, aveai credit în ieni, că a fost dobânda mai bună, dar tu nu te ce să plătești la bancă rata în ieni. Te duceai tot cu lei sau cu euro. Ce se făcea transferul? Bun. Acum, de ce face Putin acest lucru? Sunt două motive. Unul, după cum ai spus și tu, încearcă cumva o apreciere a monedei sale, a rublei, apreciere pe care o reușește să o facă și a reușit să o facă chiar dacă ea este artificială și nu o putem lega de un curs de piață, hai să spunem așa. Și doi, ceea ce este mai important și analiștii mai deștepți decât noi au remarcat, este o lovitură dată la temelia dolarului, care este, ca să spun așa, moneda supremă în materie de tranzacții cu produse energetice. Deci, despre orice vorbim în lumea asta, la nivel global, că vorbim despre cotații petroliere, la produse petroliere sau la gaze, cotațiile și tranzacțiile de obicei se fac în 90% din cazuri se fac în dolari. Putin vrea să introducă rubla aici pentru a o face monedă de schimb, inclusiv în tranzacțiile cu energie, pentru că nu e așa, el doar energie vinde. Altceva, economia rusă nu prea poate produce pentru, decât evident, energie și alte materii prime de genul metale, cărbune sau lemn.
Cum ne afectează pe noi? Păi, momentan nu ne afectează și este și puțin probabil ca în cazul României să se poată face asta, pentru că România nu importă direct. Ah, asta era o altă întrebare, dacă noi cumpărăm direct de la ruși sau nu? Exact. Companiile, atenție, toate importurile astea sunt făcute de companii, nu de țări. Adică putem asista și la situația în care toți politicienii occidentali se înfoaie așa și zicem că îi zice, îi zic lui Putin, gata, nu-ți plătim în ruble, nu facem această șmecherie, dar totuși va trebui să dicteze și unor companii să facă asta, ceea ce va însemna cumva un set suplimentar de restricții pentru Rusia, ceea ce va fi complicat. Dar să revenim la noi. Bun, companiile românești care cumpără gaz rusesc, nu cumpără, nu există contract cu Gazprom. Există contract cu două firme intermediare, evident agreate de Gazprom, care au sediul prin Elveția. Deci, cine cumpără din România, cumpără în continuare în aceleași condiții contractuale de la intermediarii cu care are Gazprom înțelegere să vândă în România și este treaba intermediarului în relația cu Gazprom în ce monedă îi plătește, dacă deschide acele conturi și dacă participă la toată această joacă. Mihai Nicuț, dar la noi dacă se întrerup livrările astea de gaz rusesc, ce industrii vor fi afectate? Care sunt marile consumatori? Depinde de moment și depinde de politica guvernului. Depinde de moment de ce. Dacă se întrerup, să spunem, nu știu, săptămâna viitoare, nu cred că va fi o problemă pentru nimeni, pentru că în momentul de față s-a încălzit afară, se oprește și termoficarea în București de astăzi. Deci și rămân rezerve, asta spui. Ca să se producă energie termică, dar mai există niște rezerve, astfel încât mă aștept ca să nu fie afectat și avem producție internă și mă aștept să nu fie afectat nimeni. Însă, dacă această întrerupere se întâmplă în perioada rece, automat pe baza, haide să spunem, mecanismului de urgență pe care îl are și România și l-au și țările europene, se reduce în primul rând consumul industrial al celor care consumă mult gaz. Și aici mă gândesc la industrie chimică, industrie producătoare de îngrășăminte și se poate ajunge uneori chiar și la producția de energie electrică, care poate, unde poate fi schimbat mixul din gaz să treci pe păcuri ca să produci energie electrică pentru a se asigura prioritate consumului populației pentru încălzire. Bun. În Europa, dependența cea mai ridicată de gazul rusesc o are Germania. Sunt multe țări care au importuri mari, dar nemții au o dependență ridicată și, din păcate, nu au alternative, adică nu au depozite de gaz, nu au terminale de gaz lichefiat ca să aducă din America. Cancelarul Scholz a anunțat că nu cedează șantajului rusesc și, de altfel, e și greu de presupus că Uniunea Europeană se va supune că, na, odată ce începi să negociezi cu teroriștii, nu faci decât compromisuri. Dar care sunt alternativele pentru nemți? Către ce se îndreaptă? Da, pentru nemți și nu numai pentru nemți. Pentru nemți, gradul lor de dependență este mai mic decât al vecinilor noștri unguri, de exemplu, sau decât al austriecilor, dar este vorba despre cantități foarte mari, pentru că economia germană consumă mult gaz și, din păcate, a fost setată în ultimii, haide să spunem, 20 de ani, să consume și mai foarte mult gaz care este rusesc. Și au creat propria lor dependență, de fapt. Păi a fost acel plan, într-adevăr, anunțat de cancelarul Scholz, legat de un set de măsuri de urgență, prin care mai întâi oamenilor li se spune benevol, reduceți-vă temperatura în gaz, în case, stingeți lumina, așa și pe dincolo, și se ajunge la ce am spus eu în cazul. Da, dar industria consumă mult. Industria, că populația, exact, ok, exact, se mai încălzește și cu altceva și nu cred că consumă cel mai mare la populație, ci la industrie. Corect. Pe termen mediu nu există foarte multe soluții din ce știu eu. Ei nu au terminale de gaz lichefiat, într-adevăr, și se apucă acum să-și construiască de urgență două la Marea Nordului. Încearcă suplimentarea importurilor de gaz norvegian și mai încearcă din nou să achiziționeze gaz prin terminalele LNG existente în celelalte state din Europa pe contracte cu parteneri noi, inclusiv cu accesând inclusiv oferta Statelor Unite. Este o situație de asta. Eu mă îndoiesc că se va ajunge la o ruptură a fluxurilor fizice de gaz în relație cu Germania, pentru că este o situație foarte complicată pentru economia germană în momentul de față, pentru că ei nu au avut timp să facă acest switch de la gazul rusesc la gaz din altă sursă foarte repede. Și planul Comisiei Europene prevedea ca continentul ăsta să scape de gazul rusesc, să nu mai impozeze nicio moleculă, undeva la spre finalul deceniului sau anul 2027-2028. Nu s-a pus niciodată problema ce se întâmplă dacă de astăzi se închide robinetul de gaz. Dar eu cred că nu se va închide. Da. Păi, a la gher, cum se spune. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea Mihai Nicuț, redactor șef economica.net. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.